7 proiecte de hotărâre au fost discutate de cei 25 de consilieri județeni prezenți în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Ialomița. Ordinea de zi a inclus mai multe proiecte de hotărâre, printre care proiectul privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente proiectului Pași spre viitor implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 sau aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului Eurobunicii, reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale depus în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020. Ședința este legal constituită. Vă propun spre aprobare procesul verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din data de 30.05.2019. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu 25 de voturi pentru, procesul verbal este aprobat. Trecem la discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre incluse pe ordinea de zi și aș vrea să fac câteva referiri cu privire la proiectele 1-4. Prin Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020, Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi, clasice, în contextul procesului de dezinstituționalizare a copiilor protejați în cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni, aflat pe lista de prioritizare elaborată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, va depune pentru finanțare proiectul Pași spre viitor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8, dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, prioritatea de investiții 8.1, investițiile în infrastructura de sanitare, sociale, care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. Obiectivul specific 8.3, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. În principiu, prin proiectul Pași spre viitor se are în vedere crearea de servicii alternative la îngrijirea în instituție, respectiv a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în municipiul Urziceni. Prin proiectul de hotărâre se dorește darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului Pași spre viitor. Acesta este proiectul de hotărâre numărul 1, care se găsește pe ordinea de zi. Este prezent domnul Paul Marcu, dacă este nevoie să vă răspundă la întrebări. Vă rog, dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale aferentă proiectului Pași spre viitor, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Conform calculelor estimate, pe baza studiului de temă, aferent celor trei construcții, două case de tip familial și un centru de zi, valoarea totală a acestui proiect este de 4.652.757,37 de lei. Și se referă la cele două căsuțe, căsuța Ionuț, căsuța Caterina și centrul de zi, cu o valoare a TVA-ului de 739.297 lei. Cam acestea sunt datele cu privire la proiectul de hotărâre numărul 2. Dacă sunt intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă proiectului Pași spre viitor, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Vă rog dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019. Urmarea solicitării Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin această rectificare bugetară se propun următoare. Redistribuirea unor credite bugetare în cadrul subcapitolului Protecție Civilă pentru secțiunea de funcționare, este vorba de 22.000 lei, pentru achiziționarea unui număr de 100 furtunuri de tip B, în lungime totală de 2.000 de metri liniari, dar și suplimentarea secțiunii de dezvoltare cu 80.000 lei pentru achiziționarea unor echipamente necesare situațiilor de urgență de urgență. Și suplimentarea creditului bugetare cu suma de 140.000 de lei necesare pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru achiziționarea serviciilor de realizare a documentațiilor tehnice cu tehnico-economice și scrierii cererii de finanțare pentru proiectul Pas spre viitor în vederea accesării unor fonduri europene în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Se solicită de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență această sumă, pentru că în urma precipitațiilor au fost probleme destul de grave în localitatea Săveni, unde s-a intervenit câteva zile și s-a constatat că mai este nevoie de achiziționarea a două motopompe și de aproximativ 2.000 de metri liniari de furtunuri. Chiar putea fi necesare și în alte localități, acolo unde datorită acestor probleme de schimbări climatice și precipitații ar putea să fie nevoie de intervenții. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019. Și aici se menționează de către Direcția de Asistență Socială că Parcul Auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se găsește un autovehicul cu un grad avansat de uzură ce face imposibilă utilizarea lui. Prin proiectul de hotărâre se propune înnoirea parcului auto prin achiziționarea unui nou autoturism. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul Cuiera. Dacă este domnul director, aici să ne spună și nouă, în ce an a fost achiziționat ultimul autovehicul din dotarea? Vă rog, domnul Marcu. Acest a fost doar prin redistribuire de la o unitate bugetară, acum 7-8 ani de zile, care era, cum să spun, fusese folosit. Alte intervenții? Dacă nu sunt alte intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre prin modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița din numărul 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia cu modificările și completările ulterioare. Componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița se aprobă de Consiliul Județean Ialomița la propunerea președintelui Consiliului Județean. Întrucât domnișoara Ilie Elena Alexandra, ce avea calitatea de secretar al acestei comisii, nu mai este angajată în cadrul Consiliului Județean Ialomița, se impune înlocuirea sa cu domnișoara Barbuli Vezna Diana, care ocupă funcția publică de consilier în cadrul Serviciului de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Vă rog dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului Eurobunicii, reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale, cod ZMIS 127
7443, depus în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a fost selectată ca partener pentru încheierea unui protocol acord de parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul programului operațional Capital Uman 2016-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 9, integrarea socială economică a comunităților marginalizate, obiectiv specific 4.4. Obiectivul general, scopul proiectului constă în reducerea cu 161 a numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița. Valoarea proiectului este de 2.790.669,67 lei. Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Ialomița va susține acest proiect în parteneriat cu Primăria Valea Ciorii. Dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi, dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Consilierii județeni se vor reuni în ședință ordinară la sfârșitul acestei luni.